Număr record de participanți la Cupa EON Kinder, ediția 8-a, organizată de ACS Kinder sunt George de Mureș și EON, peste 2000 de juniori din 8 categorii de vârstă, respectiv 2000-2007, reuniți în 130 de echipe de fotbal din țară și 2 echipe din Bulgaria, respectiv Cehia, se vor întrece la unul din cele mai puternice turnee de fotbal de juniori, joi 28 august, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Târgu Mureș. Înainte de a da lovitura de start a competiției, Gheorghe Hagi le-a transmis copiilor înscriși la Cupa EON Kinder un mesaj de încurajare, spunându-le că este mai important să participi, nu să câștigi. Un turneu foarte bine organizat, am fost anul trecut, l-am văzut, unde copilul are o șansă să arate plăcerea de a juca fotbal și după aceea, bineînțeles, să fie mai bun, să devină mai bun. Organizatorii speră că vor avea loc meciuri spectaculoase, unde spiritul de echipă, de competiție și talentul se vor regăsi din plin. Am reușit să facem cunoscut acest turneu în rândul tuturor cluburilor de fotbal, care până la urmă au și declarat că aceasta este o competiție care este în topul preferințelor lor. În 10 ani avem promovat la nivelul divizei B și C 11 copii care au împlinit vârsta de a juca la seniori. Acest lucru a fost posibil numai și numai din s-a datorat numai sprijinului părinților și unei întâmplări fericite pentru noi, și anume momentul în care am intrat în legătură cu EON, Gaz România. După conferință, Hagi a dat lovitura de start a competiției. Haide. Ați drum și să vă vedem acum. Turneul este programat să se desfășoare în 2 serii. În perioada 31 august-4 septembrie vor participa categoriile pare, iar în seria a doua, programată în perioada 6-10 septembrie, categoriile impare. Festivitățile de premiere vor avea loc în zilele de 4 septembrie, respectiv 10 septembrie, la Academia de Sport din Complexul de Agrement și Sport Mureșul.